Moldova n-a fost a mea și nu e a voastră. Este a urmașilor voștri în viacul vecilor. În viacul vecilor. Eu, acum e replica asta, lumea, că mereu mă încurc. Da, din abuz de soare de Ștefan cel Mare. Nu, Ștefan de la Bărbule, nu. Barbu Ștefănescu de la Vrancea, da, abuz de soare de Barbu Ștefănescu de la Vrancea. Au un vin bun acolo la Vrancea. Cristina Buzato? Da. Directorul școlii sunt. A, domnul director Tofan? Da. Unde ești acum? Acasă, am terminat orele. Dar nu aveți ultima oră sportul? Ba da, dar ne-am învoit și am plecat acasă. Cum v-ați învoit? Eram prea puțin și mi-am rugat să ne lase, să mai recapitulăm pentru bacalaureat. Dar de ce v-ați învoit mai? Pentru că eram numai 4 copii și doamna profesoară ne-a lăsat să mergem să ne recapitulăm pentru bac. Pentru ce? Pentru bacalaureat. Dar cum? Ce fac? Nu au venit la școală astăzi? Nu au venit la ora de sport? Nu, n-au mai vrut să mai stea. Ai putea să-mi spui și mie cine ochiulită astăzi de la școală? De la ora de sport? De la ultima ora de sport? Dăm câteva nume. Alexandru și mai cum? Iavonoi. Au mai mult și din colege. Georgiana. Georgiana și mai cum? Georgiana Albu. Mai mulți, nu. Și cine a fost cu ideea să pleci de la ore? Toți. Nu am hotărât să plecăm că nu mai aveau chef să stea la ore. Cum adică nu mai aveau chef să stea la ore? Dar de capul lor sau care-i treaba? Tu ai rămas sau ai plecat? Păi am plecat și eu, pentru că ne-a învoit profesoara când a văzut că suntem atât de puțini. Am înțeles. Măi, vezi că eu am fost la o ședință astăzi de Consiliu Profesoral cu toți profesorii din inspectoratul nostru școlar și au apărut modificări în metodologia de bacalaureat la română. Da. M-auzi, da? Da, da. Până luni te-aș ruga eu pe tine, deci în weekendul ăsta, să-i anunți pe toți colegii tăi sau pe o parte pe care îi poți contacta că la română, din bibliofilia pentru examen, sare din schemă piesa de teatru. Da. Abuz de soare. Abuz de soare. Da. Ați învățat de piesa asta? Bineînțeles. Și cine a scris-o? Îți mai amintești? Iona Gârbiceanu. Cum? Iona Gârbiceanu. Cum Iona Gârbiceanu, măi fată? Ăsta a scris Miorița și Fefeleaga. Concentrează-te. Tu în clasa a 12-a nu știi cine a scris Abuz de soare? N-am avut timp să repet prea bine și probabil mi-a scăpat. Nu știi cine a scris Abuz de soare? Cu Ștefan cel Mare, când zicea el Moldova. Îți mai amintești de replicile alea? Da. Moldova nu este a mea, nu este a voastră, nu este a voastră. Este a? Este a Este a? A strămoșilor noștri. A strămoșilor noștri. Dar cum spune acolo? A strămoșilor strămoșilor? A strămoșilor strămoșilor noștri. În veci în pururea. În veci în pururea. În schimbul acestei piese de teatru se introduce, da, altceva și anume Vrăjitorul din Oz de Ladislau Beloni. Da. Ai înțeles? Da, domnul director. Ați făcut la școală Vrăjitorul din Oz? Da, dar mai trebuie recapitulat. Îi anunți tu pe toți? Da. Bun, ai reținut ce trebuie să-i anunți? Din bibliofilia pentru bacalaureat s-a scos Abuz de soare și s-a introdus... N-am auzit, cum se cheamă piesa? Abuz de soare. Abuz de soare. De? Și, scris? De Ion Agârbiceanu. Ștefan de la... De Ștefan de la Vrancea. Barbu Ștefănescu de la Vrancea. Barbu Ștefănescu de la Vrancea. Așa, și s-a introdus... Și s-a introdus Vrăjitorul din Oz. Ladislau... Beloni. Beloni. De Ladislau Beloni. Vezi că dimineața o să ai o surpriză. Colegii tăi îți pregătesc o surpriză dimineața, da? Ce surpriză? O să asculti la Radio 21 surpriza. Daniel Buzdugan, sunt de la Radio 21. Vocea dumneavoastră seamănă puțin cu cea a domnului director. Chiar am crezut că este dumnealui. Mulțumesc! Pe sub de Alpi, sub pădurii, treci un ATV-ul la muri, treci un ATV-ul la muri. Doamnelor și domnilor, astăzi la Farsa Zilei o să grăim despre ATV-uri. ATV-ul este un vehicul care este bun, așa cum îi spune numele, pentru orice teren. All terrain vehicle. Este ca o bicicletă pe patru roți, mergi cu benzină și conduci cu casca pick-up. Rețineți aspectul. ATV-ul e una, TVA-ul e alta.
De la ziarul Potigraful Liber de Constanța vă deranjez. Spuneți. Ce funcție aveți? Poftim? Ce funcție? Da. Nu, eu lucrez în cadrul armatei. Așa, da, ce funcție? Pistolar lunetist. Pistolar lunetist. Ministerul Finanțelor a luat hotărârea prin vocea domnului Varujan Vosganian de a mări ATV-ul de la 19% la 21%. Ce părere aveți? Cred că e destul de bine, nu știu ce să vă spun. Cred că e bine, nu știu. Alo, bună ziua! Bună ziua! Facem un sondaj pentru ziar. Ministerul Finanțelor, lucrați în imobiliare. Da. Ce funcție aveți? Consilier imobiliar. Ministerul Finanțelor vrea să mărească ATV-ul de la 19% la 24% în imobiliare. Ce părere aveți despre acest lucru? Cum va influența piața imobiliară? Vor crește prețurile. Sunt foarte mulți constructori care construiesc pe firmă și dacă îl măresc, o să crească prețurile foarte mult. Automat și persoanele fizice o să mărească prețurile, deoarece o se vor orienta după constructori. Da, dar aveți idee în alte țări din comunitatea europeană la cât se ridică nivelul ATV-ului în construcții sau în vânzări de imobiliare? Alo, bună ziua, pizzeria 5 colțuri? Da, poftiți. Bună ziua, sunt de la finanțe. Cine este? Maria. Maria, ce funcție? Maria Mogoș. Ce funcție? În față. Cum? În față. Ce funcție aveți? Cleaner. Cum? Cleaner. Asta cu cei? Deci în față. Servesc pizza. Da, în față, v-am spus. Ce părere aveți despre mărirea ATV-ului începând de la 1 decembrie la produsele alimentare? O să o chem o colegă să văd părerea ei. Să trăiți. Ce funcție aveți? Eu sunt pizzariol. Cum? Pizzariol. Adică eu fac pizza. Bun, dar credeți că o să vă afecteze mărirea ATV-ului la produsele alimentare? Eu nu știu prea multe. Poate că nu m-ar interesa prea multe. Cine sunteți? Pizza 5 colțuri. Birou? Da, sigur. Eu sunt de la Ministerul Finanțelor, de la Arad. Eu sunt secretara domnului. Se mărește ATV-ul începând de la 1 decembrie. Da, spuneți, vă rog. De la 1 decembrie? Da. Cresc? Da. Numărul? Da. De ATV-uri? Da. Adică se mărește ATV-ul? Da, am înțeles. Aveți pregătire economică? Un pic, da. Ce? Finanțe bănci. Ați terminat finanțe bănci. Da, ați făcut facultate de finanțe bănci sau ce? Da. Unde? La Arad. Bun, și știți despre ATV, despre cum se calculează, cum, care-i scopul, cum... Nu mi-aduc aminte. Să vină la Ministerul Finanțelor și să ceară formular, noile formular tip pentru calcularea ATV-ului. Deci să meargă la Ministerul Finanțelor și să ceară un formular tip pentru calcularea ATV-ului. Daniel Buzdugan sunt, a fost o farsă. Ok, mulțumesc mult. Nu v-ați supărat? Nu, sigur că nu. Dar când ați terminat facultatea? Acum un an de zile sau doi ani, nu mai știu exact. Doi ani, cred. Și n-ați găsit în domeniul economic? Nu. În finanțe bănci n-ați găsit? Nu, încă nu. Oh! Sunt Daniel Buzdugan și te aștept la adresa farsearondradio21.ro. Radio 21. Alo. Bună ziua. Bună ziua. Domnul Balan? Da. Sunt dealerul de la Dacia Logan. Am numărul de telefon de la domnul Cristi Lungu. Am înțeles că e prietenul dumneavoastră. Da, este. V-am deranjat ca să vă spun că v-aș putea ajuta eu cu problema cu Dacia Logan. Am înțeles că vreți să cumpărați o Dacia Logan. Da, dar aș vrea să o am cât de repede posibil. De asta v-am sunat ca să vă ajut în problema asta. Spuneți-mi noastră ce dotări să aibă, pentru că sunt modele mai ieftine și modele mai scumpe. Aș vrea să aibă toate dotările, ABS, airbag, geamuri electrice și clima. Cum? Și clima, dacă se poate. Și cu climatizare, dacă se poate, pentru că eu sunt un tip mai gras și pe căldurile astea e nevoie. Vă trecem aici și climatizare, deci nu doriți fără climatizare, da? Nu, nu, să aibă climatizare. Noi avem mai multe tipuri de climatizare la modelul de lux, dar se cheamă Dacia Logout. Deci este modelul de lux al lui Dacia Logan. Dar vă spun sincer, se duce în 8.500 de euro asta ajunge. Da, nu-i nicio problemă asta, dau banul pe loc. Aveți idee ce culoare să fie mașina?
Roșie, dacă se poate, este foarte bună. Roșie, dar da? Nu contează culoarea. Clima este cea mai importantă. Clima este cea mai importantă. Climatizarea. Bun, atunci la clima avem mai multe opțiuni. Dacă puteți să-mi spuneți așa în mare. De exemplu, avem climă temperat uscată. Nu temperat uscată, că transpir foarte tare și nu. Cum? Nu, transpir foarte tare și nu poate să fie temperat uscată. Mai avem climă ecuatorială combinată cu climă polară pentru zilele călduroase de vară. Da, o climă polară, asta e excelentă. Polară? Polară, da. Și cea ecuatorială, v-am spus că e un pic mai umed, adică dă și umezeală un pic în mașină. Bine, nu o să aburească geamurile, dar dă așa o ușoară umezeală. Nu cu climă ecuatorială. Nu cu climă ecuatorială, dacă se poate. Să fie polară. Vă așteptăm pe la noi. Da. Faceți noastră o hârtie scrisă, solicit Dacia Logout, culoare roșie. Și cu climă polară. Ați reținut cum se cheamă? Dacia Logout. Dacia Logout, da. Și nu e nicio problemă cu banii, că oricum ce să știe ceva dacă... 8500 și eu mă gândesc la 100 de euro, așa, partea mea, e bine? E bine, 200, 300, nu e nicio problemă. Nu, am zis că, haideți că-l cunosc pe domnul Cristi Lungu și 100 de euro, cum să spun eu banii ăștia îi mai împart cu un coleg. Da, nu e nicio problemă asta, oricât costă, banul e pe loc. Când ați dori să aveți mașina acasă? Pe la 1 octombrie, dacă se poate. N-ați vrea mai bine ca să o aveți mâine dimineață acasă, de ziua dumneavoastră? De unde știți că este ziua mea? De la domnul Cristi Lungu, care vă zice la mulți ani, a fost o farsă. Daniel Buzdugan, sunt de la Radio 21. Ai, domnule, credeam că... Da, mulțumesc frumos. Am sfera de pomană că am mașina de 1 octombrie, da. O să stau la coadă. La revedere și emisiunea plăcută. Descoperit din cartea de telefon. Pot să vă pun câteva întrebări? Da. Sunt de la o asociație care face un focus group. Noi vrem ca să culegem copii de la grădinițe de stat, să-i aducem într-o grădiniță particulară. Aveți copii? Da. Câți ani au? 3 ani jumate. Ce funcție aveți? Inspector. Inspector de care? Finanțe. În finanțe, da? Da. E vorba despre o grădiniță particulară care este patronată de domnul Irinel Columbeanu. Da. Grădinița se numește În Puii Mei și vrem să vă întrebăm dacă ați fi de acord să dați copiii la grădinița În Puii Mei, patronată de domnul Irinel Columbeanu, dacă ați dori să-i transferați de la stat la particular. Și care sunt condițiile? Dacă sunt de acord, care ar fi condițiile? Gândindu-mă că e o grădiniță particulară, nu știu, cred că... Costurile sunt mai mari. Primii 50 de copii pe care îi luăm la noi sub aripa noastră, la grădinița În Puii Mei, 50 de copii promoțional, deci e gratuit. Ok, am spus ok. Ce aveți, fetiță, băiat? Fetiță și băiat. Ați fi de acord să trecem de la grădinița de stat la grădinița particulară? Da, dacă spuneți că este gratuit pentru primii 50, sunt de acord. Cam ce ar putea studia? M-ar interesa dacă se poate studia vreo limbă străină. Așa. Dacă au condiții pentru calculatoare. Pentru viitorul lor ar conta foarte mult. Da, pentru fetițe avem secția de modeling, design, fițe și figuri. V-ar conveni? Da. Faceți o cerere către grădinița particulară. Da. În Puii Mei. Domnule Irinel Columbeanu, îmi exprim rugămintea de a-mi accepta transferul copiilor mei de la grădinița de stat la grădinița dumneavoastră particulară. Sunt de acord să-mi dau copiii în grădinița În Puii Mei, patronată de dumneavoastră. Optez pentru fetița mea să urmeze cursurile de modeling, design, fițe și figuri. Domnule director Irinel Columbeanu, e bine așa? Da. Îmi exprim rugămintea de a-mi accepta transferul copiilor mei de la grădinița de stat la grădinița dumneavoastră particulară. Sunt de acord să-mi dau copiii În Puii Mei, În Puii Mei, patronată de dumneavoastră. Optez pentru fetița mea să urmeze cursurile de modeling, design, fițe și figuri.
În puii mei. Încă o dată. În puii mei. Bun, deci ați fi de acord. Da. Dar dumneavoastră acolo prindeți Radio 21? Nu prea. Nu? Nu, nu. Nu se aude Radio 21? Nu. Că voiam să vă zic la mulți ani, a fost o farsă! Cine mi-a întins cursa? O cunoștință de la Cojasca. Nu mă supăr, n-am de ce. Ai ascultat Păcălici de servici la Fabrica de Mentă. Emisiunea Păcălici de servici este proprietatea Radio 21. Este interzisă retransmiterea, republicarea sau încărcarea pe alte site-uri fără permisiunea expresă a Radio 21. Radio 21. Hotel Caraiman? Da. Mamaia? Da. Spuneți-mi dacă la intrare în Mamaia mai există barierele de corali? Da, da, da. Și la intrare și la ieșire? Da, da. Și cât e taxa? 20.000. Și se plătește chiar acolo la bariera de corali? Se plătește exact când intrați, da, ca să puteți intra, trebuie să plătiți această taxă. Dar de ce au băgat, domne, taxa asta? Că nici nu știu pentru ce se plătește. Pentru acces în stațiunea Mamaia. Păi și ce e, muzeu Mamaia? Nu știu, tot să vă spun, primăria e cu problema. Se simte ceva în investiții? Da, toată Mamaia este asfaltată. Mi se pare corect, nu suntem la țară. Știu că aveți dreptate. Au mai apărut niște viluțe, celor niște care... palmieri. Palmieri? Palmieri, da. Dar cine a pus palmieri aia? Păi domnul primar Mazăre. Domnul Mazăre a pus palmieri? Să rămână. Bună ziua, de la cabinetul domnului primar de Iași, Simirad, cu domnul viceprimar Donțu. Da, da, eu sunt. Bună ziua, vă fac o legătură la domnul Simirad. Da, da. Bună ziua! Bună ziua! Simirad de la Iași sunt. Să trăiți, domnul de la Constanța, din Botoșan, de la Constanța. A, sunteți moldovean de-a meu. Așa o leacă. Domnul viceprimar, urmează să vin o leacă la Mamaia zilele următoare. Așa. Spuneți-mi, domnul viceprimar, mai sunt montate barierele alea de corari la intrarea din Mamaia și la ieșire? Da, da. Deci la intrare și la ieșire din Mamaia, mașinile primarului Simirad vor plăti taxe. Dar suntem noi aici, altceva. Aha. Domnul primar, haideți să facem așa. Puneți, când veni, dați un telefon la primărie, ne auzim și suntem la dispoziție necesare, o hârtie prin care puteți circula acolo. Domnule, mă gândesc să bag și eu la Iași niște bariere de astea de coral. Da, auziți, dar aveți cumva vreo stațiune frumoasă unde să venim acolo? Da, bineînțeles. La Ciric? Păi, întâi, acolo, la Ciric? La Copou, la Eminescu, la cum să nu? Dar să semte, adică cu banii ăștia care îi încasați, să semte ceva în investiții, în astea? Da, cu banii care îi încasăm, alungăm țigane de pe plajă. Adică cei nu pot să vină pe jos sau cum? Cine țigane pot să vină pe jos, pe plajă, trecă piața Ponci, ia porumbul fier și așa mai departe. Da. Nu ce se caută pe acolo. Dar și legătura are asta cu bariera? Pe are, pentru că banii ei folosim acolo. Aștept, domnul primar, serios, aștept, spuneți când veni. Și mai vin cu cineva, mai aduc un băi de la Radio Contact, Daniel Buzdugan. Veniți, domnule, veniți cu tot radio în coate. Daniel Buzdugan, sunt de la Radio Contact, domnule viceprimar, a fost o farsă. A fost o farsă. N-a fost primarul Simirad. Păi atunci ce facem? Spunem că vă așteptăm în Constanța, vă spunem că puteți veni și dumneavoastră de la Radio Contact și pe Simirad îl primim data viitoare. Salut! Salut! Cristi sunt, am numărul de la Dan, am înțeles că tu vrei să cumperi un motor. Da, Cristi, băi, vreau să-mi iau și eu un motor. Numai să-mi spui cam ce model ai vrea și cam în câți bani stai. Nu știu, aș avea să zicem vreo 50.000 de euro. Mai zi-mi atât, câți bani ai pentru motor? Nu știu, vreo 50.000 de euro, cam așa pentru motorul ăsta. Și așa ca marcă, nu m-am gândit foarte bine. Tu vrei un chopper? Vreau ceva, nu știu, ceva mai puternic, un motor din ăsta tare, care huruie, care merge, se aude foarte, foarte tare. Când îl pornești să facă zgomotul ăla specific de motor. Da, 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 vreau să se audă așa frumos, să se audă cai, putere, să știi, adică să fac impresie, știi? Asta vreau să fac. Tu vrei un chopper?
nu știu ce marca e, ce chopper sau cum arată. Spune-mi tu, pentru ce vrei motor? Pentru viteză, pentru plimbat, pentru... Nu, sincer, nu știu, vreau ceva așa să rup gura târgului, știi? Adică nu vreau neapărat din asta de viteză, că tot triștii au din ăsta sport care le ambalează în gol, știi? Nu, eu vreau ceva așa... Se audă motorul destul de puternic, știi? Adică când treci pe stradă, să se uite lumea după tine, știi? Așa mai clasic, mai... Când îl parchezi, toată lumea se uită la el, știi? La știu și eu să ne iau acum permisul, deci nu... Eu vreau așa, pentru plimbare, știi? Prietene, mai iau la plimbare, mai scot la o tură prin oraș, știi? Tu n-ai carnet? Încă nu am carnet, am dat pentru carnet, aștept să-l iau, nu știu, cam într-o săptămână se rezolvă. Asta nu-i problemă, îți dai seama, știi? Că cu carnetul e soare la ureche, se rezolvă foarte rapid. Tu vrei ceva de plimbat prin oraș? Vreau ceva de plimbat, vreau așa să scot gagicile la plimbare, știi? Adică ceva de fițe, ceva de mers așa frumos prin oraș, nu de la de curse. Că... Vrei pentru impresiona gagici sau ceva de genul ăsta? Da, vreau să scot așa gagicile la plimbare. Tu vrei un motor din ăsta cu care dă fiță, cu care să impresionezi? Să... Da, vreau un motor, știi, cu care pot să ies frumos la terasă, stau cu motorul acolo în față, știi? Unde la? La terase. A, la terase? Da, mai ales acum că vine vara, dai seama că, să zic așa, se poate, știi, stai cu frumos cu motorul parcat acolo în față, îți pui motorul pe trotuar lângă terasă, știi, adică poți să aduci foarte aproape. E sentimentul ăla când toată lumea se uită la motorul tău, știi, și îți crește inima, știi, adică vreau ceva așa să fie, să rupă gura târgului, să pot să stau cu el pe la terase, vreau să fie așa ceva mai... un pic mai clasic, nu m-am uitat la model anume, să zic, nu știu exact ce, vreau ceva, vreau să fie ceva special, adică în banii ăștia, în 50.000 de euro, eu zic că merită mai mult, adică vreau și eu ceva să ies în evidență, totuși sunt niște bani și dacă vreau să-i dau pe ceva ca lumea, știi? Mă scoate în evidență, știi? Adică vreau să ceva să pot să ies în evidență, nu din ăsta sport, care majoritatea la fel, au aceeași formă, nu e nimic spectaculos. La noi toți triștii au modelele alea de, vreau și eu ceva mai special, știi? Na, trebuie să fiu altă, să fiu diferit de ei, știi, că, na. Vă dai seama, deci nu vreau ca toți triști, știi, motoare de mele, să zic, sport, care toate arată la fel, știi, toate au aceeași formă. Eu vreau ceva mai deosebite pentru mine. Nu mă compar eu cu ceilalți, știi, adică totuși trebuie să fie ceva mai ca lumea. De asta și apela la tine, adică știu că tu poți să faci chestia asta. Eu am două modele pe care le aduc acum în țară, un Harley Parkinson, dacă ai auzit de modelul ăsta. Eu vreau ceva așa mai clasic, știi, cum se purtau mai înainte. Uite, de exemplu, am un motor super tare pe care l-am comandat acum lui Ion Țiriac, un Alzheimer din 1939, deci e un model super tare. Îți spun că 50.000 de euro nu n-ai cum. Ar mai trebui să mai pui ceva. Și cât ar mai trebui să fie? Băi, deci să duci în 65.000, cam așa ceva. Deci cu 65.000 de euro poți să-ți aduc unul. De exemplu, vreau în spate să aibă și acea rezemătoare, dacă știi. Când iau pe cineva în spatele meu, să stea, știi, ca și într-o limuzină, să se simtă am înțeles. Fotoliu. Tu vrei unul de mai multe locuri, de două locuri. Da, de două lucruri, că îți dai seama că nu iau numai pentru mine, mai ai scos și o gagică la plimbare. Pe prietena ta? Nu neapărat, adică, na, prietena mea, sau poate să fie și altcineva pentru combinații, știi, e un... O motocicletă bună e aspirator de femei. Cum? O motocicletă bună e aspirator de femei. Na, uite, modelul ăsta de Alzheimer de care ziceam eu, da. Notează-ți, Alzheimer. Stai așa un pic, așa. Alzheimer. Da, ambidextru. Alzheimer, ambidextru. Ambidextru, da. Se poate porni cu amândouă picioarele. Și pe o parte și pe alta, nu? Da, dar în același timp. Nu știe multe lume treaba asta și nu poate să ți-l fure. Ca preț? Ți-am zis, ăsta, Alzheimerul ăsta se duce până în 65 de ani. Pardon, până în 65.000 de euro. 65.000 de euro. Băi, Țiria care, mă, Alzheimer? Da, mă, știu, dar Țiriac, ce bani are Țiriac și ce bani am eu? Patriciu mai are un Alzheimer cu 65.000 de euro. Alzheimerul ăsta este luat de la Iosif Constantin Drăgan, care l-a lăsat moștenire lui nevastă sa. Alzheimer are Țiriac, Patriciu și încă un tip de la Brașov. Tu când ai vrea să-l iei? Îți dai seama că eu, dacă fac rost de carnet cam într-o săptămână, îți dai seama că vreau motocicleta destul de rapid. Vrei și echipament?
Păi da, păi îți dai seama că tu poți să aduci echipament? Nu știu, nu știam de chestia asta. Nu știu, ar fi o geacă de piele, cască... Ca geacă, păi nu știu, știi stilul ăla de geacă care se poartă, știi, cu motocicletele astea, tipul ăla cu, nu știu, cu franjuri, cu stilul ăla indian. Geacă de piele cu franjuri, de alea pe margine, așa, la... Da, da, da. Cu ghinturi, cu ținte. Da, din alea mai vechi, știi, adică tipul ăla mai vechi. Da, este geacă tip Harley Parkinson, ți-am zis. Cască, nu știu ce, ai și căști de protecție, cum îți din alea. Aș vrea ceva deschis, adică în față, să nu fie decât acea protecție, știi? Pereche de ochelari și cu eventual cu o bandană din aia legată, știi? Cască fumurie, adică vrei să ți se vadă, să nu ți se vadă fața? Nu, eu vreau deschisă, deci fără ecranul ăla, știi, în față și fără barbă, știi? Deci vreau o cască deschisă. Vrei ca să ți se vadă fața, adică să te recunoască lumea, nu? Da, da, da. Ok, ok. Păi uite-te tu pe net, ai notat modelele? Alzheimer, ambidextru, da. Și Harley Parkinson. Harley Parkinson. Dai pe net căutare Parkinson și Alzheimer și îți apare acolo, îți afișează. Prima care e Alzheimer-ul ambidextru, undeva la 65.000 de euro, nu? Așa mi-ai zis că ajunge. Cum se cheamă modelul? Alzheimer ambidextru. Ambidextru, da, e ăla care... Mai este și un model mai mic, ambipur. Deci, ambidextru și ambipur, nu? Ambipur, da. Ambipur e cu pornire cu o singură, deci pe o singură pedală, nu e pe... Am înțeles cu o singură, dar ai zis că e mai mișto aia cu două, ambidextru sau... Da, numai că e mai scump un pic. Dacă, nu știu, să zic că mă hotărăsc la unul din cele două modele, nu știu, ori Alzheimer-ul ăsta care mi-ai zis tu cu pedală sau cu două și... Ambipurul sau ambidextru? Păi dacă ai spus că nu e mare diferență, adică... Te-aș sfătui să ia ambipurul, că e mult mai ieftin. Hai că ne auzim atunci mâine dimineață. Ok, mâine dimineață. Eu... Mâine dimineață la 7:30. Da, e cam dimineață, nu știu, e... Nu putem să ne auzim mai târziu totuși, na, eu nu știu, poate atunci e programul mai devreme, dar... Atunci am emisiune, la asta mă refeream. Ce, nu știu, ai emisiune la TV sau la ceva, sau nu știu? Nu, e o emisiune cu farse, de la Radio Zoo. Daniel Buzdugan sunt și a fost o farsă! Nu pot să cred. Deci tu ești Daniel? Buzdugan. Nu înțeleg ce chestia asta, să faci mișto de genul ăsta. Nu, chiar nu mi se pare așa, amuzant. Nu, chiar nu înțeleg de ce faci chestia asta. Sau ce satisfacție ai tu în a râde așa de oameni, știi? Adică... Băieții te sfătuiau aici să nu-ți cumperi motor. Da, bine, dar asta e hotărârea mea. Pe bune, sincer, dacă nu ești pasionat de chestia asta și dacă nu ai în sânge chestia cu motoarele, la un moment dat, cum să zic eu, mai bine pierzi un minut din viață decât să pierzi viața într-un minut. Chestia asta e și riscantă la un moment dat, ți-o spune un om care și-a rupt piciorul căzând cu motorul. Adică, na, nu știu. E alegerea ta, sper că nu te-ai supărat că ți-am făcut farsa. Da, acum, na, nu m-am supărat, ți-a zis... Da, eram așa oarecum entuziasmat, deja mă vedeam pe motor, știam că o să iau carnetul într-o săptămână, două și îți dai seama că deja mă gândeam că o să mă plimb, știi, prin oraș. Dacă ăsta este visul tău, cu siguranță se va îndeplini. For all of the people out there. Da, cine? Bună seara. Cine sunteți? Cine sunteți? Viitorul deputat de Dăgâța. Cine sunteți? Cum? Întâi, cine sunteți dumneavoastră? Mă numesc Buzdugan. Buzdugan de unde? De la Iași. De la Iași, din oraș. Acolo aveți domiciliu. Cine sunteți dumneavoastră și cine v-a dat numărul ăsta telefon? Primarul? Da. Da, primarul, nu? Da. Ala-i nepot. E nepot. Nepotul cui? A meu. Bădie. Mergi la vot? Da. Bădi, eu am rugămintea solemn pentru dumneavoastră să mă votați. Da. Eu vreau ca să fac din comuna Dăgâța, vrem să facem o pârtie de schi acolo. Unde? În Dăgâța. A, da. Așa, vrem ca să treacă autostrada pe acolo. Da, ce vreau să mai spun eu? Dumneavoastră, unde aveți servici? Domeniul sucului gastric. Sucul gastric, ce e asta? Ce întreprindere asta? ICRTI. Comerț cu ridicata. Cu amănuntul. Și dumneavoastră sunteți pentru deputat în județul Iași. A cui partid? Care partid? Partidul Insomniac Român. Insomniac Român? Nu sunteți de la ăsta, cum îi spune? Deci... Dumneavoastră veți fi deputatul
deputatul partidului. Da, cu ajutorul dumneavoastră. Cu ajutorul meu, a meu, numai meu. Nu numai meu. Eu vreau ca să fac, să aducem autostradă, în Dagâța să treacă o autostradă frumoasă. Da. Da, de la Vulpășești vrem să scoatem autostrada, să o luăm pe arătură, pe astea. Da. Și asta va fi un lucru deosebit pentru Dagâța. Da. Vrem să facem o pârtie de schi acolo la Dagâța. Mm-hmm. Vrem să facem locuri de muncă. Facem o treabă foarte bună, dar am nevoie de ajutorul de votul matalii. Da, votul meu, numai meu. Nu numai matalii, da? Ia ca de aici un pic, de dincolo un pic, încetul cu încetul să crește. Cum vă spune dumneavoastră? Buzdugan. Buzdugan. Daniel Buzdugan, deputat de Iași. Deputat de Iași, doamnă. Da, da, bine, bine. Mă votați? Da, 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 da. Deci ai reținut cum mă cheamă? Da. Cum? Am uitat. Hai, bădii, că eu vreau ca să-ți acord un ajutor financiar în valoare de 3 milioane de lei dacă votezi cu mine. Unde se trimit banii? La Dagâța, la Smarandi. Smarandi pe Vasile. Stați ca să scriu, stați. Da, spuneți. Alo? Da. Da, spuneți. Deci, Daniel Buzdugan. Daniel Buzdugan. Da? Da. Partidul Insomniac Român. Partidul Insomniac Român, nu? Da, Matalina a insomnit noaptea? Poftim? Matalina a insomnit? Cheam arm, continuu, da? Continuu. De ce? Păi așa, nu-ți pot să dorm. Deci, eu de azepan. Faci parte din Partidul Insomniacilor, cum s-a spune. Ești, da, da, da. Ești de la noi. Deci ai reținut, da? Da, am reținut. Daniel Buzdugan, Partidul Insomniac... Insomnial calm, nu? Român. Da, pentru autostradă. Autostradă, facem autostradă la Dagâța. Și hotel acolo și pârtii de schi. Mă votez? Da, 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 da. Jură-te. Asmarandi. Jură-te. Jur, jur, pe viața mea. Da, jur. Să nu mă votați. Ha? Că a fost o glumă, a fost o farsă. Ha? O farsă a fost. Ai înțeles? N-am înțeles. O farsă, bre. Ce farcă? Farsă. Ha? O glumă? Asta e o glumă ce faci batalia acum? E bun. Bine. Dacă sunteți dumneavoastră. Eu cine? Buzdugan. Da, eu sunt Buzdugan. Da. Deputat de la Radio Zu. De la? Radio Zu. Radio? Zu. Zu? Zu, Zu, cu Zu. Cu Zu? Și aia? Z-U, Z-U, Zu. E zi, Matali, Zu. Zu? Nu, nene, cu Z, de la Zâmbri. Zâmbri, Zu, Z... U. Z... Zu. Zub? Nu Zub, nene. Cum? Zu. Zu, Zu. Radio Zu. Radio Zu, da. De unde vorbiți dumneavoastră? De la Bucale. Care Bucale? De la Capitală. De la Capitală, de la Iași? Nu, de la Bucale, nene, de la București. De la București? Da. Ei, pe naiba, nu o cred eu treaba. Dar nu v-ați parat. Dar nu ce să mă supăr. Bine. Daniel Buzdugan, Partidul Insomnor Kim, nu? Așa. Să mă votez, nene, da? Da, bine, rău, da. Dar știți pentru ce funcții, nu? Poftim? Știți pentru ce funcții? Deputat. De? Deputat de... A partidului. De radio? Da, Radio Zoo, nu? Da, sănătate. All you need is Radio Zoo. Larisa Mironeanu? Da. Sunt profesorul de română, Burlacu, de la 12B. Da, domn profesor, vă știu. Pe copiii mei de la 12B i-am anunțat că există o problemă pentru bacalaureat. În poezia lui Ceafărul de Nichita Stănescu, da, apare o eroare la versetul 8, capitolul 1. Da. Și anume, în loc de ce-ți pasă ție chip de lut, dacă oi fi eu sau altul, da, se schimbă cu ce-ți pasă ție chip de lup. Lup. Pentru că așa este corect. Ăștia la, când au editat manualul au greșit și copiii mei de clasa a 12-a mi-au sesizat lucrul ăsta și eu am zis că hai să sun și la voi. A, da? Profesoara voastră, doamna Cazacu, nu a răspuns la telefon. O să vă anunțe și ea, dar tu anunță-i pe copii că se apropie bacalaureatul și nu o să știți după aia și o să scrieți greșit acolo. Deci ce-ți pasă ție chip de lup dacă oi fi eu sau altul? Așa este corect. Am notat. Dar tu știi poezia lui Ceafărul? Bă, da, cum să ne? Și o știi toată pe de rost? Nu știu toată pe de rost, dar am învățat comentariul și mai știu câteva versuri. Ai ținut minte ce ți-am spus eu? Da. Deci în poezia lui Ceafărul... De? Cine a scris lui Ceafărul? Lui Ceafărul? Da. De cine este? Păi tu n-ai învățat, mă, fata, mă, n-ai învățat lui Ceafărul? Ba da! Păi cum tu? Se apropie bacalaureatul și tu nu știi cine a scris Luceafărul?
Luceafărul. Ce se întâmplă cu tine, mai fată? A? Nimic. Ai notat ce s-a schimbat acolo? Da. Hai, repetăm și mie dacă ai reținut, să vedem ce, să nu-i anunți pe copii altceva. În versetul 8. Da, din poezia Luceafărul de? Luceafărul de... mă scuzați, domn profesor, dar m-ați luat așa din surprindere. Păi cine a scris Luceafărul, mai fată? Nu pot să cred. Cine a scris, mă, Luceafărul, mă? Nikita? Stănescu? Nikita Stănescu. Păi tu nu ești sigură? Bate la ușă examenul de baccalaureat și tu n-ai învățat încă poezia asta? Am învățat, domn profesor, dar m-ați luat așa prin surprindere că... Păi, și cine a scris Luceafărul? Repetă și mie lucrul ăsta. Cine a scris Luceafărul? Luceafărul de? Mihai Eminescu? Păi, ori Mihai Eminescu, ori Nikita Stănescu. Larisa, ce-i cu tine, mai fetița? Ți-e rău? Nu. Dar ce se întâmplă cu tine? Măcar atâta lucru, nu știi cine a scris Luceafărul? Ba da, domn profesor. Păi cine a scris Luceafărul? Mihai Eminescu. Hai mai departe, spune mai departe. Versetul 8. Dar să le spui colegilor tăi că la, de greșeala aia, că apare o oroare. Da, apare o oroare la versetul 8. Ce apare? O oroare la versetul 8. Da? Capitolul 1 din Luceafărul. Da, de? De Mihai Eminescu. Vezi, să nu le spui Nikita Stănescu că e încurci. Deci, ce-ți pasă ție, echip de lut, dacă îi fi eu sau altul? Se schimbă cu? Da, ce-ți pasă ție, echip de lup, dacă îi fi eu sau altul? Deci, ce-ți pasă ție, echip de lut, dacă îi fi eu sau altul? Se schimbă cu, ce-ți pasă ție, echip de lup, dacă îi fi eu sau altul? Chip de? Lup. Da, chip de lup. Lut cu lup. Chip de lut cu chip de lup. Larisa, iubita, hai să-ți mai spun ceva, dragă. Sunt Daniel Buzdugan de la Radio 21 și a fost o farsă tot ce ți-am spus eu până acum. Alo, iubita, am uitat să spun ceva. Da, dragă, mă auzi? Îți spun la mulți ani. La mulți ani de școală. Hai, pa! Dale Bahtalu, sunt directorul Gila Teatru Bascalu Zero Barat de București și vă invit să vedeți spectacolul Șatra cu Triej Gio Creangă. Dați badul și merge și vedeți spectacolul. Că dacă nu, să n-aveți parte de ce aveți pe casă. Sunteți grădinița 120? Da. Cu doamna directoare, vă rog. La telefon. De la Teatru Bascalu Zero. Noi am putea veni la dumneavoastră cu un spectacol. Este un spectacol Ion Creangă, Șatra cu Triej. Aveți aprobarea inspectoratului? Da. Noi colaborăm cu inspectoratul. Că cei care vin la noi în unitate trebuie să aibă aprobarea doamnei inspectoare de la sectorul 1. Da, doamna directoare, dar ar fi bine ca copiii dumneavoastră să cunoască povestea Șatra cu Triej. Le-a spus-o cineva? Pe ei normal copiii știu povestea. Pe ei normal copiii știu povestea. Spuneți-mi cât costă la noastră bilet. 15.000. Da, și la noastră cum prezentați acest spectacol? Actori îmbrăcați, că de exemplu am teatrul care îmi prezintă niște spectacole foarte frumoase. Ei sunt personajele, nu vin cu păpuși sau cu asta. Da, da, să știți că la noi în spectacol, în Șatra cu Triej, sunt ieduții, sunt vii. Animale vii? Da. Da. Deci chiar cu ieduții jucăm și care sunt foarte dresați. Interesant. Eu aș putea să vă dau un ieduț la telefon să vedeți cât de dresat este și cum răspunde la comenzi. Dumneavoastră îi spuneți un număr și el numără în funcție de comanda pe care o primește. Da. Așteptați un pic să vă dau un ieduț la telefon. Mircea, adu ieduțul care a intrat în spectacol ieri, adu la telefonul încoace un pic. Da, dar n-are sens să aduceți. Numai să vorbiți un pic mai tare, să-i dați, să vorbiți un pic cu el, să-l mângâiați, să-l întrebați eventual cum... Ce pot eu să-i spun prin telefon? Ce pot să-i spun eu prin telefon? Îl alintă un ied în telefon. Da, îl alintați, îl întrebați cum îl cheamă și o să vedeți că vă răspunde de la 1 până la 5, că nu știe mai mult. Ce să-i spun? Da, ce să-i spun? Ce să spun? 1, 2, 3? Întrebați-l ce face, cum se simte. Vorbiți un pic cu el. Ce faci? În numără, ia zi, 3.
da, da, de trei ori avem, da, de trei ori avem. Mai spuneți-i un... Nu, nu, lăsați, lăsați, nu. Numai că nu am timp de da, așa ceva. Da, încă o comandă, spuneți-i un alt număr, să vedeți cât este de inteligent. Alo. Ne, n-am ce să-i spun, nu știu, că nu știu să vorbesc cu el. Nu, nu mi-l mai dați, fiindcă da, nu știu. Un singur număr, doamna director, eu nu știu vă amuzați, să vorbesc cu el. Îi spuneți 5 sau 2? 5? 1? 6? Da. L-ați auzit? Da, am auzit. A executat comenzile sau ce s-a întâmplat? Da, da, da. Doamna directoare, cum facem? Deci, joi. Da, joi, nicio problemă, joi. Teatru Masca lui Zero prezintă spectacolul Șatra cu Trăiesc de Ion Creangă la grădinița dumneavoastră, joi la ora cutare. Repetați, Teatru Masca lui Zero. Teatru Masca lui Zero. Teatru Masca lui Zero. Zero unor... Tu s-au scris cuvântul Zero? Scris cuvântul Zero. Teatru Masca lui Zero prezintă spectacolul Șatra cu Trăiesc de Ion Creangă. Grădinița 100... Domnul director vrea să vorbească cu dumneavoastră. Da. Bună ziua. Daniel Buzdugan, sunt de la Radio 20. A fost o farsă. Da, mulțumim. Bine, bine am înțeles. Domnul Costache, de bună voie și nesilit de nimeni, luați în căsătorie pe domnișoara Andreea? Cine, eu? Da, dumneavoastră. Stați un pic să mă gândesc, că tu, mamă, poți suni un prieten? Nu. O variantă ajutătoare? Nu, n-aveți dreptul. Stiau, mă, stiau. Meriți tu chestia asta? Meriți tu treaba asta? Da? Știți faci de mâncare? E, parcă te-aș lua o leacă. Deci, sincer, da, aș lua-o. Suntem primăria Apuceasă. Ana Karenina, sunt de la prefectură. Cu cine vorbesc? Simona Catană, secretara domnului primar. Cine se ocupă de oficierea cununiilor civile? Doamna Bucuroiu, care este ofițer de stare civilă. Vă dau pe doamna Bucuroiu. Bună ziua. Sunt Ana Karenina de la prefectură. Doamna Bucuroiu? Da. Vă ocupați de oficierea cununiilor civile? Da. Doamna Bucuroiu, au intervenit niște modificări în oficierea cununiilor civile la noi în România. Ce anume? În disonanță cu legile europene. Unde? De la 1 august, la oficierea cununiilor civile, se vor da răspunsuri tip grilă. Ca la bacalaureat. Varianta A, la întrebarea, stați, cum puneți noastră întrebare, că nu mai țin minte? De bună voie și nesil de nimeni, luați în căsătorie pe doamna, domnule, cutare. De bună voie și nesil de nimeni, luați în căsătorie pe domnișoara cutare. Deci varianta A, încă nu. Încă nu. Varianta B, clar nu. Clar, nu. Varianta C, parcă nu. D, nu știu. Hai, ce poate să spună? Deci nu știu, stați, o întreb pe mama sau pe tata. Deci se consultă cu membrii familiei. Da. Varianta C, D, poate. Da, pentru D, E. La E, da. La varianta E, poate. Cu subpunctele, da. Poate, da. Și poate, nu. F, cred că da. Și ultima variantă. F, sincer, da. G. Sincer, da. Așa. În disonanță cu legile europene, la oficierea cununiei civile se vor da răspunsuri tip grilă ca la bacalaureat. Varianta A, încă nu. B, chiar nu. Clar, clar, clar nu. Varianta C, parcă nu. D, nu știu. Aici a zis cu părinții, da? Da. Trebuie să scriu să mă consult cu părinții? Da. Să mă consult cu părinții. Varianta E, poate da sau nu, cu două subpuncte. Cred că da, C, sincer da. Eu vă mulțumesc foarte mult. Doamnele de la starea civilă știu că mâine trec pe la dumnealor. Acolo. Da, da, treceți pe la ele. Și s-a ascultat și Radio Contact. Da. Daniel Buzdugan, sunt de la Radio Contact. A fost o glumă. Da, mi-am dat seama. Păi, dar până la urmă nu mai știm ce se întâmplă în ziua de astăzi. Ce pretenții mai sunt în ziua de astăzi. Mirela? Da. Mihai sunt, de la informatică. Mihai, cu ce ocazie? Nu ți-au zis băieții? Ce să-mi spună? După toate care s-au întâmplat în vama veche de 1 mai. Dar ce s-a întâmplat de vama veche de 1 mai? Nu știi? Spune-te, poate nu mai aduc aminte. Te-ai culcat cu George și cu Florin. Da, asta știu, dar altceva? Eu nu știu.
Păi cum, tu nu-ți amintești lucrul ăsta că te culcași cu George și cu Florin? Cu George și cu Florin, bine, și altceva? Și la un moment dat am făcut-o și eu cu tine. Poftim. Da. Mai repet o dată. Deci am fost și eu. Dar cum ți-ai permis? Îmi explici cum ți-ai permis tu așa ceva? Erai beată și nu ți-ai dat seama, dar... A, deci ai profitat de mine, că eram beată. Da, am vorbit... Dar tu ai tot eu. Am vorbit cu tine. Ce-ai vorbit tu cu mine? Ți-am permis eu expres așa ceva? Serios? Mirela, nu despre asta este vorba acum. Am o problemă, deci mi-a apărut ceva acolo. Ce ți-a apărut acolo? O inflamație. Da, și eu ce legătură am cu asta? Cred că de la tine s-a întâmplat. Cum adică de la mine? Tu îți dai seama de ce mă acuzi acum? Că eu te-am contaminat pe tine cu o boală venerică sau ceva de genul ăsta. Eu de ce nu știu? Erai prea amențită probabil, dar de... Fai de mine. Îmi cer scuze pentru seara aia. Știu că am fost și eu amețit. Am fost la doctor că ți-am zis că am o mâncărime și o inflamație și mi-a zis la doctor că trebuie să mergem împreună. De unde mă rog știi tu că eu sunt persoana care te-a contaminat pe tine? Pentru eu că... De unde să nu știu că mă rog că tu ai făcut-o înainte sau după mine, cum nu știu câte și de ce, dacă tot mă acuză și ceva. Tu de ce nu ți-ai luat măsuri de protecție? Păi dacă cu ceilalți ai făcut-o cu măsuri de protecție? Da, asta nu este treaba ta. Tu trebuie să te iei după ceilalți. Crede-mă, tu nu știi interesul tău? Mi-am pierdut capul. Ți-ai pierdut capul? Da. Nu sunt eu răspunzătoare de asta. Pentru că este asta de dau judecată și pentru calomnie și pentru viol. Pentru ce? Pentru calomnie și pentru viol. Dar... Tu-ți imaginezi ce înseamnă asta? Fai de capul tău. Cred că nu ești conștient. M-ai forțat, ai postat de starea mea de ebrietate. Deci nici măcar n-am fost conștientă de ceea ce mi s-a întâmplat. Dar de ce? Asta înseamnă că este o formă agravată. Tu nu-ți dai seama? Plus că sunt două infracțiuni pe lângă asta, primește pedeapsă de nu știi ce cu tine, măi. Te rog frumos să mă ierți pentru chestia asta, înțelege? Cum te ierți pentru așa ceva? Tu crezi că eu am de gând să te iert? Da, nu mă ierți pentru chestia asta, eu o să spun, o să fac public faptul că tu te-ai culcat cu colegii mei. Pe mine nu mă interesează, eu fac ce vreau, este viața mea, tu n-ai dreptul să te bagi, ai înțeles? Dar tu cum te-ai culcat cu ea? Dar ce te interesează să te întrebi, dau o explicație acum? Tu-ți mai amintești unde s-a întâmplat lucrul ăsta? Da, mi-amintesc, pe litoral la Vama Veche, dar ce trebuie să dau o explicație unde s-a întâmplat? Acum vrei să vezi dacă știu sau cum? Tu vezi că nici nu mai știu unde s-a întâmplat chestia asta? La Vama Veche? Dacă tu m-ai îmbătat de nu mai știam ce era cu mine, cum vrei să spun exact? Da, Mirela, scuză-mă, nu știu cum să zic, dar tu ai băut. Nimeni nu te-a obligat, nu te-a forțat. E, sigur că da. Odată că era de 1 mai la Vama Veche, dar îți mai amintești unde la Vama Veche? Pe plajă, dar de ce trebuie să dau ție explicații? Ia spune și mie atunci, care e varianta ta? Păi tot pe plajă. Da. Am băut la un moment dat, ai băut, tu ai cerut, că nu ți-a dat nimeni pe gând, nu te-a forțat nimeni. Dacă tu vedeai că eu nu mai știam ce era cu mine, cum ar putea să procedeze așa ceva? Păi dar ei mi-au zis că e loc. Cum adică e loc? Ce înseamnă asta? Eu ce eram acolo? Eu am făcut-o cu ei, în primul rând, că le-am permis, da? Dar tu, dacă nici măcar nu ai vorbit cu mine despre lucrul ăsta, da, ai văzut că eram atât de beată încât nu știam ce era cu mine, cum ți-ai permis tu să profiți de starea mea? Dacă cerai voi, era altceva, scuză-mă. Tu mi-ai zis, ai bâiguit ceva că da. Că da? Da. Am bâiguit ceva? Măi, dar este diferență între a vorbi clar și a mima ceva acolo, a spune ceva fără înțeles. Mirela. Mai ales că eu nu mi-aduc aminte de așa ceva. Ce? Te rog tare mult să nu mă dai în judecată pentru chestia asta, nu mi-am dat seama ce am făcut. Hai de capul tău, tu crezi că eu iert așa persoane care îmi fac lucruri de genul acesta? În niciun caz. Să zici că este problema ta, pe mine nu mă interesează. Nici pe tine te-a interesat în momentul respectiv de starea mea, nici pe mine nu mă interesează acum de ceea de consecințele faptelor tale. Ai să o plătesc, băiețaș, cu vârși îndesat. Ascultă-mă pe mine, deci nu glumesc. Te rog frumos să mă ierți. Hai, te rog frumos să mă ierți, tău că la el, după ce că vine cu asemenea acuzația, acum se melodiește de mine. Te rog frumos, deci... Atunci chiar fără obraz. Mirela, te rog eu din suflet să mă ierți, deci nu mi-am dat seama ce se întâmplă la... Hai, toată că nu mă interesează, de ce insisti? Eram beat, nu, Mirela, te rog... Dar puteai să fii beat, dar asta, dacă ți-ai adus aminte, înseamnă că nu e atât de beat încât să nu mă știi ce ai făcut. Mi-am dat seama după ce... Dacă nu știai, poate nici nu mai aminteai ce ai făcut și mai știu și unde am făcut-o. Sunt atâtea detalii care mi-arată că tu era, nu erai atât de beat, ci erai conștient că ești de faptele tale. Și dacă eu nu mi-aduc aminte, înseamnă că tu m-ai bătat în asemenea hal încât eram praf. De ce dai vina doar pe mine? De ce nu spui și de ei? Că și cu ei ai băut mai mult. Dragă, eu am fost de acord în privința lor, dar cu tine nu.
Înțelegi? Este o mică mare diferență. Ceea ce înseamnă că ai profitat de mine și, în concluzie, tu ești responsabil de viol. Mirela? De calomnie că vii să îmi dai mie asemenea acuzații, că vezi, domnule, vezi că m-ai contaminat cu nu știu ce prostie. Daniel Buzdugan, sunt de la Radio 21. A fost o farsă. Vai, nu se poate. Nu vine să cred. Chiar este farsă? S-a întâmplat chestia asta la mare? Dar și tu ești foarte curios. Cum? Și tu ești foarte curios. Dar cum s-a întâmplat? E, lasă, nu-i nevoie acum să spun cum s-a întâmplat. Mă privește. Dar cum ai putut să faci chestia asta? Dar cine ești tu aici? Vocea conștiinței? E normal așa ce ai făcut, crezi? Fiecare are principiile lui. Păi dar tu nu ai principii. A, asta este părerea ta, dar părerea mea este alta. Păi cum ai putut să te culci cu doi băieți la mare, beată fiind? Atunci am vrut să mă distrez eu de 1 mai, nu? Poate am vrut să mă distrez eu de 1 mai. O ultimă întrebare, scuză-mă că te întreb. Ai avut orgasm? Poate că da, poate că nu. Te-ai supărat? Dacă este față din partea ta, nu m-am supărat. Dacă este o falsă din partea ta, nu m-am supărat. Dar te-aș ruga să-mi tai numele, să nu se știe cine sunt, da? Te-aș ruga să-mi tai numele, să nu se știe cine sunt. Bună ziua! Bună dimineața! Bună dimineața! Școala Generală 4? Da, da. De la Erecția Taberelor, profesorul Cujbă sunt. Cu cine vorbesc? Cu doamna directoare, domnul profesor. Doamna directoare, cum vă numiți? Maria Nescu. Doamna directoare, avem de comunicat o situație. Dacă putem să colaborăm, că noi organizăm o excursie de 3 zile pe vârful Ciomu. Vârful Ciomu. Așa. Și vrem o listă cu 20 de copii de la dumneavoastră din școală care să ne reprezinte la o întrecere sportivă care va avea loc acolo pe vârful Ciomu. Deci e o chestie patronată de minister pe vârful Ciomu. Nu se plătește. Da, da. Toată da. Chestia e să vină copiii da. Să participe la aceste întreceri sportive pe vârful Ciomu. Domnul profesor, noi o să facem o selecție printre ele de cei mai buni ca să ne putem mândri și noi și o să vă facem o listă. Pe noi nu ne interesează să fii bun la învățătură. Chiar poate să fie mai proști așa, dar dacă au mușchi, da? Dacă aleargă bine, pe noi nu ne interesează. Și corigență. Da, păi am să chiar soțul meu este profesor de sport și dinalui am să-i mânez sarcina asta. O să facă dinalui o selecție și o să vedem. Ce v-aș ruga eu? Dacă îmi puteți da detalii despre acest vârf Ciomu, că eu sincer să fiu, nu mai știu în ce masiv, parcă undeva prin Bucegi, parcă nu, nu știu sigur. Dacă mi-ați putea spune dumneavoastră ca să le spun și eu elevilor cu ce să se îmbrace, să urmărim și noi o prognoză meteo, noi, ca să fiu sinceră, nici n-am făcut ședința de la începutul anului școlar cu părinții. Dar n-ați auzit de vârful Ciomu? Am auzit, dar nu mai știu, că o fi în Bucegi, că o fi în alt masiv, nu mai știu. Vârful Ciomu se află în masivul Retezat. Aha, da, da, da. Păi atunci o să mai iau legătura și cu soțul meu, care cred că ar fi interesat direct datorită faptului că el este profesor de sport și o să le facă el o selecție a elevilor. O selecție naturală să facă a copiilor acum. Da, care sunt mai bune așa la alergări, la ce spuneți dumneavoastră? Alergări? Alergări. Alergare ușoară? Ușoară. Mai este o competiție care se cheamă alergare pe loc? Alergare pe loc. Alergare pe loc. Și măciuci. Măciuci. La fete, deci probă de măciuci. Măciuci la fete? În fel, ele ar fi un fel de majorete sau ar încuraja băieții care ar alerga, nu? Da, cu măciuci, da, alergă. Măciucile, da, da, da. O să aibă niște măciuci în mâini și, și am avea nevoie și de un bărbat în grup, dacă... Da, asta între noi fie. Poate merge soțul meu, cum am zis, este profesor de sport și s-ar ocupa mai îndeaproape de elevi. Noi n-am reușit să ajungem în anul ăsta la munte și ne-am dorit foarte mult să mergem și chiar ne-am bucurat dacă această dorință ne-ar fi îndeplinită. Asta ar numai... Nu știu cum să spun. Dacă se poate. Credeți că el s-ar bucura să spuneți că eu știu că mergeți? Da, păi vă dați seama, în masivul Retezat, pe vârful Ciomu, ar fi excelent. Nu știu, cum? Ar fi o dorință.
în vârful Ciomo, masiv retezat peisaje, acum toamna și peisaje, acum toamna, numai să țină vremea cu noi, să fie excelent. O să trecem noi la dumneavoastră, la direcția taberelor? Nu, la erecția, că s-a schimbat denumirea. S-a schimbat denumirea. Ținem legătura, nu? Ați reținut unde să ne găsiți? Da, la erecția taberilor. Taberelor. Taberelor. Școlare. Școlare. Am notat. Sedui tot acolo unde știți dumneavoastră? Am notat, da. Numai că nu se mai cheamă direcția, se cheamă erecția. Am înțeles. O să trec împreună cu soțul meu și... A fost o farsă, Daniel Buzdugan, sunt de la Radio 21. Nu se poate. Chiar vorbiți serios? Nu. Dar nu se poate. Dar cine a făcut așa ceva? Un grup de elevi din școală de la dumneavoastră. Aolea, nu e adevărat. Îmi puteți da și numele lor? De ce? Să-i felicit. Într-adevăr, mi-a făcut o surpriză plăcută. Nu mai așteptam la dumneavoastră, domnul Buzdugan. O să vă felicită ei, o să vă... Da, sper să ne vedem cât de curând. Da, cu siguranță poate că ne vedem o dată. Bine, vă mulțumesc, o zi bună, la revedere!